2014 a fost bogat în momente importante pe partea de criminalitate informatică, infractorii fiind pe fază și profitând de tot ce e nou și le putea aduce profit. Evenimentul sportiv al anului, Cupa Mondială la fotbal, a fost dublat de campanii de phishing și de link-uri, care invitau pe naivi să deschidă live stream-uri de la meciuri, dar de fapt îi păcăleau, ducându-i pe site-uri periculoase. Anul acesta au apărut informații despre campanii mari de cyberspionaj, cum ar fi Epic Turla, Energetic Beer, Cosmic Duke și, foarte recent, Regin. Tot în acest an, făcând valuri și amenințările tip Heartbleed și Shell Shock. Foarte recent s-a înregistrat și un lucru pozitiv, o ofensivă sub egida Europol, care a dat o lovitură unor site-uri din partea întunecată a internetului, pe Tor, pe care vi l-am prezentat într-o ediție trecută a Progresului. S-au mișcat lucrurile și pe partea de mobile. Explozia vânzărilor de smartphone-uri nu a rămas neexploatată și a apărut primul troian pentru Android. Interesant e că sistemul de operare macOS este și el din ce în ce mai țintit de infractori, fiindcă a crescut cota de piață a sistemului de operare. În 2015, nu doar atacurile se vor înmulți și vor fi și mai sofisticate, însă grupurile care le comit se vor fragmenta, astfel că făptașii vor fi mai greu de găsit, din moment ce numărul de grupări care operează va fi mai mare, chiar dacă, în medie, numărul membrilor unei grupări va fi mai scăzut. Ne învățăm copiii să se asigure când trec strada, să nu se încreadă în necunoscuți, dar nimeni nu se ocupă de securitatea informatică a copiilor, ci doar de cea fizică. Ei cresc cu ideea că PC-urile și tabletele sunt jucării cu care navighează pe internet și ajung să creadă că dacă apare o problemă, le pot formata și apoi reinstala sistemul de operare. Ei cresc cu această mentalitate și, după ce termină studiile și se angajează, ajung să lucreze cu fișiere extrem de importante și cu date financiare esențiale, dar mentalitatea a rămas ca în copilărie. Ei spun că nu este posibil ca PC-ul să fie grav infectat, iar dacă se întâmplă, îi spun ce poate fi așa de grav. În condițiile în care se vând tot mai multe smartphone-uri cu conectivitate NFC și sistemele de plată cu această tehnologie se dezvoltă, în 2015 aceste sisteme de plată cu smartphone-ul, cum ar fi Apple Pay, vor fi sub presiunea unor noi atacuri. Va continua în 2015 și crearea de malware pentru macOS, din moment ce cota sistemului crește. Nici creșterea așa numitului internet al lucrurilor, conectarea la internet a tot mai multor aparate din jurul nostru nu va trece neobservată, iar infractorii încep să testeze moduri de a profita de pe urma tendinței în ideea că, atunci când vor exista mii de miliarde de lucruri online, vor putea fi făcuți mulți bani, iar răufăcătorii se antrenează acum pentru mai târziu. Malware-ul nu se mai adresează doar Windows-ului, cum era până de curând, ci s-a extins și pe platforme alternative. O problemă de mentalitate care ușurează treaba atacatorilor, de aceea nu avem de ce să ne așteptăm la o scădere a criminalității informatice, atât timp cât se pot face bani tot mai buni din asta. De anul viitor este posibil să vedem noi ediții mai evoluate ale vulnerabilităților Shell Shock și Heartbleed, lucruri care vor fi identificate și despre care se vor publica informații abia în 2016 și după. O mare problemă ține însă de utilizator și de conștientizarea faptului că pe internet au apărut și există riscuri foarte mari.